revenit la locul plantării cu colegul biciclist Serghei și am constatat că vișinii noștri s-au prins, am mai turnat apă la unii dintre ei. Aici ar trebui să crească stejar, salcâm, nuci am mai pus. Dar ne bucură ochii vișinii cu muguri. Avem livada verde de vișini. Pohta ce-am pohtit în pădurea București. Sănătate! Poftiți la plantat în pădurea București. Proiect de gherilă. Aderă cine vrea, nu doar membri de partid, simpatizanți sau onegiști. Vișinuț. Vișineal. Ce-ai găsit? Carcasă de telefon. Vișinuț. Adus de la Bâcu, nu? Sau cum se cheamă satul ăla lui Nea Vasile? Bă, dar uite ce gheață așa, dar e mult... Stai de râu, nu? Plouat, spălată de ploaie așa. E tare mult. Parcă e transparentă, când o pui la soare se vede lumina prin ea. Da. Ia, mază. Pare vișin, dar poate să nu fie. Poate să fie și altceva, plantat de anul trecut. O să vedem, când o să crească mai mari, să venim să culegem roada. De la salcâm, doar floarea. Asta pare tei și tot viu. Salcâmul mare, că nu pune scătii. Știi, sigur nu noi am plantat, eu am plantat data trecută. Toamna. Voluntari mobilizați de Octavian Berceanu. Glădiță, nu știu ce, o țetare mai băgătie. Și s-o cam prins.